Încă de dimineață, cele 10 echipe își concepuseră meniul tradițional pe care intenționau să-l pregătească și să-l prezinte juriului. Încercăm să fim cât mai autentici, să facem dovada că suntem veniți de la țară și știm să producem, să preparăm produse din carne de porc tradițional. În primul rând vom face o tocană care se face în fiecare gospodărie cu ocazia tăierii porcului la sărbătorile de Crăciun, o tocană de la cina porcului, de la pomana porcului, cum se spune. Vom face o tocană cu o tentă puțin vânătorească, puțin mai picantă, vom face niște cârnați, vom face o ciorbă de perișoare, vom face o oală de sarmale într-o oală de lut. Pregătim specialități, 9 specialități, 9-10 specialități specific tradiției pomanei porcului, cataboș, sângerete, carne rulată, aceea se face din carne de pe burtă și se pune mușchiulețul în interior, se leagă, se fierbe, după aceea se taie felii, facem jumeri, facem pomana porcului, tocana porcului. Noi astăzi o să pregătim jumer, cârnaț, cardaboș și niște tocăniță. Ingredientele sunt ingrediente obișnuite, piper, sare și boia. Cam asta este, bineînțeles, că fără usturoi nu se poate. La fel de pregătiți erau și membrii juriului. O să punctăm bucatele preparate în condiții igienice, bucatele care o să arate, care o să aibă un aspect plăcut și sigur care o să fie cele mai gustoase. După amiază, parcul municipal căpătase un iz puternic de bucate, semn că orele petrecute în bucătăriile amplasate în aer liber se apropiau de sfârșit. De câștigat cel mai mult au avut târgumureșenii, ce s-au înfruptat din produsele tradiționale. Concursul de gătit nu a fost însă singura atracție din parcul municipal. Vizitatorii, fiind așteptați la spectacolele pentru copii, expoziția de mașini de epocă ale clubului Retromobil, concertele numeroase sau standurile cu produse diversificate.